Știi care era cel mai greu? Faptul că dacă eram cumva în turneu în timpul iernii, era posibil să treacă o săptămână sau 10 zile fără să te poți încălzi. Nu aveai unde. Deci pe frigurile alea, în autobuz, dacă consumai motorina pe căldură, nu-ți mai ajungea motorina să ajungi în tot turneul. La hotel, clar că era frig, la restaurant era frig, în sala de spectacol era frig. Singurul loc unde te puteai încălzi era în timpul concertului, datorită reflectoarelor, da, nu făceau față niciodată. Țin minte că am mâncat un frig la un moment dat, nu mai țin, de la Sfântul Gheorghe sau undeva, într-o cameră de hotel. Deci nu puteam să, nu se putea, deci era imposibil să stai acolo. Și țin minte că s-au dus tehnicienii la camion, la scule, au dus 25 de halogene din astea, au băgat niște piroane la acolo unde erau siguranțele, am aprins luminile și ne-am culcat. Toți într-o cameră. Așa am putut dormi noaptea. Și a fost ok, ne-am încălzit, dar cu lumina aia încăpățână. Deci asta a fost. Cam astea erau lucrurile rele, așa. Sigur că nu găseai mâncare, nu... Asta era. A apărut, în schimb, room service-ul la hoteluri. Room service. Te duceai tu, nu venea nici dracu la tine, te duceai tu acolo, dar găseai și țigări străine, și o bere străină, și o Pepsi, ceva, și blugi am găsit la room service. Cereau. Asta era... Ar găsi românul o soluție așa și pentru astea. Pentru că altfel am fost toată, apropo de Liviu Tudan, am ajuns la, undeva, pe la, prin sudul țării, pe la, să-mi vine totul zicând, dar nu îl zicând, la Zimnicea. Am ajuns la Zimnicea și în timp ce tehnicienii mâncau, instalau scule, am zis, să mergem să mâncăm ceva. Și atunci a fost prima dată când ne-am dus la un restaurant, am așezat la masă, și a venit ospătarul și am zis, ce aveți de mâncare? Și n-avem nimic. Atunci noi am zis, atunci un platou rece, ceva. Și domnule, nu înțelegeți că n-avem nimic. Ne-am zis că așa am plecat, și înseamnă la alimentarea să ne luăm ceva. Și la alimentarea am găsit așa, un singur lucru. Nu știu dacă mai țineți minte, poate sunt și acum. Erau niște borcane cu morcovi în ei. Și scrie așa, morcovi în apă. Și erau exact morcovi în apă. Asta era, niște apă cu niște morcovi. Am luat borcanele, am luat, mâncat morcovi până ne-a venit rău. Bam, te-a încântat și foarte bine. Asta a fost. Cam asta se întâmpla atunci. Există discuția asta despre publicul din București, care e mai elevat, mai așa, e mai așa, și publicul din provincie. Exista diferența asta din punctul ăsta de vedere? Nu. Nu, niciodată. Nu, n-am simțit niciodată așa ceva. La București întotdeauna era mai multă lume, se crea poate o ambianță mai specială, pentru că mai cântam pe la Polivalentă, nu știu, în țară nu erau chiar atât de mari sările, dar și acolo, n-am cântat pe multe stadioane, unde era extraordinar. O singură dată am cântat la... aici, la București, nu mai țin minte cu ce ocazie, ceva cu... Era un concurs între orașe, noi am fost, noi și Budapesta, nu mai țin minte ce chestie era, ce era acum niște manifestări făcute de, organizate de primărie și era ceva cu câtă lume, unde vine mai multă lume la eveniment, în București sau în Budapesta, cam așa ceva. S-au mobilizat acolo oameni și am cântat, scena s-a construit pe fântâni arteziene de la Piața Unirii, acolo timp de că era scena și în fața noastră am avut 100.000 de oameni. Și atunci mi s-a făcut părul așa, pe mâini când am auzit, cântând cu noi 100.000 de oameni. Nu știu dacă este incredibil. Atunci am zis, wow, așa ceva. Am, din fericire, această filmare, o am acasă, făcută, mă rog, chiar de pe scenă. Sunetul mai e făcut de lângă tobe sau de toba, de lângă mai... Se mai aud comentarii pe acolo, dar se vede ceea ce vă spun eu și a fost extraordinar. Ăla a fost unul dintre cele mai
tari momente pe care le-am trăit și cu trăit eu și cu emoție. Atunci chiar am zis, Doamne, nu se poate așa, dar asta a fost. Ăla a fost un moment, adică și mie mi s-a făcut pe alea de ghinauzinte, da. Adică, dar ai avut și un moment de ăla, din punct de vedere al numărului de spectatori, ai cântat în fața 3-4 oameni sau ceva? Da, da, m-am cântat, fără probleme. Dar am considerat că cei care au, chiar 3-4 oameni nu, dar într-o sală de 500 am cântat la 100, nu știu dacă știți cum arată, goală arată, mai rău decât goală, e deprimant. Dar am dus pe scenă și am zis, domnule, ăștia au plătit, mergem să ne bucurăm împreună. Și într-adevăr a fost extraordinar. Sigur, datorită unei, poate organizarea mai proastă, poate am nimerit o zi înainte de salariu, mă, nu știu ce am nimerit, dar s-a întâmplat fără probleme. Dar am luat-o ca atare, am luat ca orice alt spectacol și a fost perfect. Drumul e lung și tare aș vrea să ajung la tine în casa ta. Știu că mă aștepți, poate mai sper că va fi totul cum a fost e. Drumul e lung și tare aș vrea să ajung la tine în casa ta. Știu că mă aștepți, poate mai sper. Orice lucru frumos are și un sfârșit. Îți mulțumesc foarte, foarte tare pentru prezența în emisiune. O mare plăcere să aud de la un guru al muzicii românești și neapărat trebuie să ne întâlnim să aduc niște viniluri să mi le semnez. Okay. Bine, cu mare plăcere. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine și vă doresc sănătate dumneavoastră și toate cele bune. Acum sunt împreună cu o trupă care se numește Pact. Este un pact făcut între mine și Leo Iorga. Ne-am adunat după foarte mulți ani și am zis că trebuie să ieșim din nou la cântat. Avem o trupă foarte bună. Am avut foarte multe spectacole și asta datorită faptului că lumea nu a uitat de noi deloc. Ciurile mele n-a început, n-a uitat absolut deloc și văd că e ok.